mai avem locuri în spitale. Practic, secțiile de ATI sunt pline de ceva timp, dar, din păcate, începând de ieri, avem probleme mari cu identificarea locurilor pentru pacienții COVID în toate spitalele pe care le avem. În ultima ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență am reușit să identificăm posibilitatea creșterii numărului locurilor pozitive pentru pacienții COVID cu 27 de locuri. Am mărit capacitatea, dar aceasta este limita maximă pe care o putem atinge în județul Argeș. Permanent avem un număr de 10-15 pacienți care așteaptă să li se găsească un loc atât în spitalele din Argeș cât și în spitalele din alte județe.